Val de pacienți în spitalele de oftalmologie, sute de pacienți se prezintă zilnic în unitățile de primiri urgențe din cauza problemelor grave de vedere. Numărul românilor cu astfel de afecțiuni este în creștere, spun medicii. Și asta pentru că cei mai mulți ajung la consult doar atunci când nu mai văd bine sau când au deja nevoie de intervenții chirurgicale. Medicii se tem de noile simptome date de COVID-19, de asemenea pentru că tot mai multe persoane prezintă conjunctivită la începutul bolii. Puțini pacienți ajung periodic la medicul oftalmolog. Acest domn, de pildă, a fost doar o singură dată la consult înainte să afle că are glaucom, o afecțiune care la început nu provoacă simptome. Pentru a vedea din nou, a fost nevoit să treacă prin două intervenții chirurgicale. 3 zile n-am văzut nimic cu ambii ochi. 3 zile nu ați văzut? 3 zile. Deci, absolut nimic. Am făcut cam de 3 ori la ochiul drept atac de glaucom. Cataracta sau glaucomul pot duce la dureri de cap sau vedere în ceață, însă, potrivit Societății de Oftalmologie, doar un sfert dintre români recunosc semnele acestor patologii. Se confirmă o cataractă. Am exclus mai multe lucruri, mi-am făcut și niște analize de sânge, care au ieșit bune, dar după aceea vederea încețoșată a persistat și m-am gândit că poate fi în exclusivitate de la ochi. Iar datele statistice sunt îngrijorătoare. Mai bine de jumătate dintre români au probleme cu vederea. Intervențiile chirurgicale în spital într-un an de zile sunt în jur de 10.000 de intervenții chirurgicale. Mai apar boli oculare asociate unor boli generale. Și aici aș menționa diabetul. Unii medici sunt îngrijorați și de simptomele COVID-19, care pot duce la eroare în diagnostic. Există COVID cu debut conjunctival? Chiar am un pacientel acum care este în situația asta. Deci apare un anumit tip de conjunctivită virală. Cred că e un procent destul de mare, dar oamenii pun pe diverse. Pentru a preveni bolile grave de vedere, specialiștii recomandă să ajungem o dată pe an la un consult oftalmologic și să purtăm ochelari de protecție dacă ne petrecem mult timp în fața ecranelor. Ochelarii de protecție ne ajută împotriva luminii albastre a ecranelor. Deoarece în pandemie s-a stat foarte mult timp și s-a lucrat de acasă. Potrivit Societății de Oftalmologie, jumătate din populația lumii ar putea să sufere de miopie până în anul 2050.